Opel și Chevrolet sunt mărcile prezente pentru 4 zile pe platoul din centrul municipiului Târgoviște. Organizatorii au adus cele mai noi modele și vin cu oferte atrăgătoare pentru toate buzunarele. În 2009 însă, platoul a fost plin, târgul beneficiind de prezența peste 10 mărci consacrate de automobile. Doamnelor și domnilor, s-a deschis astăzi târgul auto, deschis aici în Piața Tricolorului cu ocazia zilelor municipiului Târgoviște. Față de anii trecuți, când platoul trepida sub greutatea numeroaselor modele de autoturism, de data asta este un târg mai subțirel, probabil forțați de criza economică. Importatorii de la noi din județ au ales să își lase mașinile în showroom-uri și să nu participe cu în mod deosebit la acest târg auto. Sunt însă consecvenți cei de la Expo Car, așa cum ne-au obișnuit de fiecare dată. Modelele Opel și Chevrolet pot fi admirate în centrul municipiului Târgoviște, chiar aici la 2 pași de statuia lui Mircea cel Bătrân. Opel Insignia, Opel Astra, Chevrolet Spark, Chevrolet Aveo, bineînțeles, toate aceste modele le-ați putut urmări mai pe larg în edițiile anterioare ale magazinului auto al televiziunii Târgoviște. Sunt târgovișteni interesați de aceste modele, însă era mult mai plăcut să avem mai mulți expozanți pe platoul din Piața Tricolorului, așa cum se întâmpla în anii anteriori. Este bine și așa, este criză, înțelegem pe toată lumea. Până duminică, 12 septembrie, sunteți așteptați să vedeți aceste modele plăcute, frumoase, accesibile, sunt tot felul de oferte pentru buzunarele tuturor târgoviștenilor. Târgoviștenii de toate vârstele au petrecut minute bune lângă exemplarele expuse, interesându-se de prețuri și dotări. Cum vi se pare târgul auto? Sunt pentru prima dată în Târgoviște, mi se pare un lucru frumos, mai ales că sunt și zilele cetății. Târgul este destul de animat, în ciuda vremii care este un pic defavorabilă, dar mașinile frumoase, prețurile bune. Care mașină v-a plăcut cel mai mult? Am ales-o după culoare, cea roșie.